Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Roman au identificat și reținut pentru 24 de ore doi minori bănuiți de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Roman s-au sesizat din oficiu cu privire la un material postat în mediul online în care o persoană este agresată de mai mulți tineri și deposedă un telefon mobil și o sumă de bani. Atât persoana vătămată, cât și persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate de polițiști, fiind conduse la sediul Poliției Municipiului Roman în vederea continuării cercetărilor. Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada noiembrie-decembrie 2022, în timp ce un bărbat în vârstă de 63 de ani din Roman se afla într-un spațiu improvizat din municipiul Roman, ar fi fost agresate doi tineri de 17 ani care i-ar fi sustras un telefon mobil și suma de 3 lei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 200 de lei. În baza probatorului administrat, polițiștii au reținut pe cei doi minori din municipiul Roman pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de tâlhărie calificată, relatează mesajul.ro.